Este o discuție, o solicitare a IMM-urilor. Am spus din întâlnirea cu IMM-urile și cu patronatele că iau în considerare această solicitare, ținând cont că ea va fi până pe data de 31 decembrie. Bun, adoptați ordonanța prin care se majorează salariul minim fără acești 33? Lăsați acum să ajung la guvern să vorbesc cu ministrul. În ceea ce da, îmi aduc aminte când am luat prima oară decizia că acea propunere a venit de la Partidul Social Democrat, de la mine și de la echipa de lucru de la partid. Cu 200 de lei m-ați criticat foarte tare. Că nu acoperă, că e un dezastru, că strică sistemul, că unii sunt dezavantajați. Acum dorim să o mărim. Am înțeles mesajul, cu adevărat. Se câștigă în momentul ăsta, se câștigă vreo 240 de lei, dacă ar fi până la 300 de lei. Dar trebuie să văd efortul bugetar pe care și-l poate permite. Eu sunt unul dintre susținătorii acestui lucru și asta am discutat și cu domnul Gianu și cu domnul Șuf la întâlnire. Cum vedeți ce privește plafonul pentru pensii? Ați spus dumneavoastră că vreți să modificați plafonul pentru pensii. Nu, eu nu vreau să modific nimic. Eu vreau ca statul român să fie sustenabil și predictibil. Vă gândiți la acest lucru? Acest lucru, dacă doriți să continuăm discuția pe colțul mesii și când e an electoral sau când cineva dorește să iasă cu ceva favorabil oamenilor, vine și spune, domne, mărim de la 2000 la 2. Eu vreau să creez un mecanism, la fel ca la salariul minim european, fiindcă o societate se dezvoltă și e sustenabilă pe o perioadă lungă de timp, când politicul nu intervine în funcție de ceva subiectiv. Mecanismul normal că când s-a stabilit un plafon de 2000 de lei, era o anumită putere de cumpărare, era o anumită inflație, era o anumită scumpire, nu am avut criză energetică, nu a... Deci trebuie, în funcție de puterea de cumpărare, acest mecanism să funcționeze singur. Nu să vină un prim-ministru să spună, domnule, știți, m-am gândit eu să vă măresc. Nu. El e, vine de la INS, e statistic, la fel ca la salariul minim. Când nu mai decidă guvernul împreună cu patronatele, cu sindicatul. Nu, domnule, e un mecanism și acel lucru este predictibil. Fiindcă, indiferent, dacă faci o reformă fiscală, dacă nu închizi întreg lanțul în ceea ce privește sustenabilitatea și predictibilitatea, nu faci nimic. Încercăm să găsim mecanismul cel mai bun. La prevedia, unde domnule Ciolacu, cum vedeți ca lider al coaliției că în plină campanie electorală domnul Burduja s-a dus și s-a văzut cu domnul Klaus Iohannis? Nu știu. Dar nu știu, cu doamna Firea s-a văzut și ea cu domnul președinte? Nu știu nici știrile și fiecare candidat face ce dorește dânsul și se vede cu cine... Președintele României ar trebui să se implice în politica... Nu. Dar de ce nu i-a spus președintelui României când încă s-a implicat? Încă nu l-am prins la declarație. De 10 ani chiar nu l-ați prins, că de 10 ani s-a implicat în politică. Mulțumesc! Domnule prim-ministru, la Academia, o anchetă a jurnaliștilor arată cum...